La un moment dat stăteam cu niște prieteni în fața blocului și a venit un tip și ne-a întrebat dacă vrem un porumbel. Și am zis cum adică și scoate un porumbel. Efectiv avea un porumbel în geacă și l-a scos. Și după aceea a zis că dacă mai vrem unul și avea încă un porumbel în partea aia a gecii. Și după aceea ne-a arătat cum se omoară un porumbel și efectiv i-a pus degetele după cap și a luat capul așa. Și cu celălalt ce a făcut? Pe l-a curțat? Pe l-a lăsat în viață să spună la alți porumbei? Tu du-te și răspundește vorba. Spune-le ce ai văzut aici. Da. Bă, și ia, deci cum se taie capul, cum se omoară un porumbel? Îi pui degetele după cap așa, da? Așa, și tragi. Nu cred. Mi se rup pare gâtul. A rupe gâtul ca la porumbel. Ce că? Ah, tu zici că ai impresia că capul, da, îl arunci așa ca la șampanie, că sare ca la șampanie. Da. Așa. Wow, așa zice frate. Băra. Coaie, de ce nu face mai multă lume chestia asta? Că pare da, super distractiv. Și plus că asta ar fi ca la pește, adică îi scos capul cu două coloane vertebrale ca să poți să mănânci după bă, direct nu, carne, ce pula mea. În primul rând cred că ți alunecă degetele, că nu ți rămâne, n-are urechi. N-ai după ce se faci priza. Nu poți să tragi destul de tare cât să se oprească, să opună rezistență capul. Care are. Dar, nu, știi ce trebuie să faci? Trebuie să-l apeși ca la tubul de pasta de dinți. Încep de jos de acolo ca să se strângă cât mai multe chestii în cap ca să facă presiune. Și apoi să-i faci ca la șampanie cu cuțitul așa. Exact. Bam! Bă, n-are cum. Bă, dar de ce l-a omorât? Ca să ne arate cum se omoară un porumbel. Nu păi mi se de pare plausibil. V-a întrebat? Hei, vreți să vă arăt cum se omoară un porumbel? Da. Și voi ați zis da? Păi nu l-am crezut. Ce nu l-ați crezut? Că poate că să o să facă chestia asta. Bă, dacă ca să ai forța să-i rupi capul, nu se smulge capul atât de ușor. Că are nu, și așa l-a smuls. Nu e adevărat. Ar trebui să-l apuci așa, cred. Bă, ăsta era pui de porumbel. De era... Nu, era porumbel, normal. Și dacă îl rupi așa, te stropești. Deci nu... Nu mă, deci eu e așa l-a pus. L-a pus așa. Te stropești doar dacă l-a gis mult înainte să știi. Dacă l-ai scăpat pe jos. L-a ținut puțin ca să nu fie agitat dinainte de zbor. Da, ăsta era prieten cu voi? Bă, el probabil cu noi da, dar... Era un magician care tot ce a desprins din magie a fost faptul cu porumbei să o omoară și a crezut că gata trucul. Da, și umbla și cu porumbei la el. După aia a trecut la iepuri. Bă, serios, cine era asta? Dă-ne un pic de detalii. Cine despre era ăsta? Era un om ce tot venea pe la noi, pe la bloc. Nu știu cum îl cheamă. Mai în vârstă decât voi? Câți ani aveai? 16. Și el? Și el, 40. Aproximativ? Da. Nu, avea vreo 19. Dar era nebun? Era cunoscut ca fiind așa nu, mai nebun? Nu. Dar ce perioada anului era? Cum nu coaie? Tu ești dement? Să știu dacă erau porumbei mulți pe acolo. Nu mai era primăvară. Și de ce avea palton pe el? N-avea palton, avea o geacă de asta normală. Numai eu mi-am imaginat și un palton. Era l-am văzut puțin mai umflat când a venit și l-am văzut puțin mai bomba la piept și am zis ce pula mea. Îl urmăreai. Și a zis, bă, că nu, că a venit așa și tot timpul fuma. Și tot timpul făcea așa. Vorbea numai când scotea fumul afară, făcea, vreți să vedeți un porumbel? Și a deschis bă, și a scos un porumbel. Nu era considerat nebun de voi nu. Pe acolo. Cum? De ce față nu? Față de ceilalți oameni care erau. Asta era ceva destul de okay. Deci, I call it bullshit strict pentru că era n-avea cum unul ce și-o arunca câinele de la 4, că o pierdut dinamă. Gata, dar acum nu mai băga. Bine, gata, nu. Dar el ce făcea? Cum a picat câinele? A picat pe spate sau a picat în picioare? A picat în vița de vie și n-a murit. Dacă a picat în porumbelul pe care voia ăla să-l omoare. Tom, tom, tom. Nu, stai mă, nu. Deci ăsta avea doi porumbei. Cu ce se ocupa ăsta? Care era viața lui? Nu, era de la post liceală, seral și după aceea cred că s-a angajat. Nu știu exact. I call it bullshit. Personajul pare genial, se gândește da, la un personaj da, de, da, de da, detalii este, atât este de precise real. Despre el. Dar da, numai da, că n-a făcut treaba asta. Cred că e Victor acum e să-mi bag pula. De ce am dat detaliul ăla cu porumbelul? Că acolo s-au... Nu, mă, asta i s-a părut așa, interesant la poveste. Așa, că asta e cel mai interesant. Da, e loc capul așa. E... Eu cred că și apoi nu voi, așa voi, ce s-a întâmplat după aia? Cineva a luat o țigare și o pus în cioc la porumbel o țigare. Dar el, bă, deci capul Fantazic. Era smuls sau doar rupt? Se rupea și pielea? Smuls. Deci curgea sânge, se rupea... Da, mă, deci era capul într-o parte și corpul în altă parte. Dar el înseamnă că a mai făcut asta de știa păi cum se face. Asta ne-a îngrijorat pe toți. Păi, înțelegi? Zis, asta ne-a creat frică.
Deci asta era, sau el poate s-o doar s-a gândit asta. Cum arată și că ar fi cool și atunci era prima oară. Nici el nu știa cum o să meargă sau dacă o să meargă. Bă, e bullshit. Nici nu vreau să... Deja am întrebat degeaba prea mult. Sunt și... Erau și la tine niște detalii care mi se păreau că, bă, n-are cum, dar totuși ar putea fi. Și la Băra la fel. Mi se pare niște detalii prea precise. Păi și ăsta a plecat după aia? A plecat? Da. A venit, s-a oprit la voi, a omorât un porumbel în fața voastră și apoi ce-a văzut. Mi-am amintit și acum cu plăcere. Ce puneai cu zâmbetul ăla? Nu, dar mi-am amintit că eu put țigaria în cap la... și și râdea. Omul clar, psihopat, grav. Grav, grav. Mă, de aici, eu nu pot să cred. Deci a luat... Acum stai mai el, el. I-a pus țigara în gând. I-a pus capul pe... și a pus țigaria în cioc. Îmi trebuia să zic că tot de la început. E un detaliu, nu? Și a fost foarte creepy și eram, bă, tu zici că ești super creepy. I-am zis eu. Și el ce a zis? Și a zis... Ce frate, dar ridică ce... Și mânca porumbește, ce făcea cu ei? Nu știu. Corpul a luat și v-a lăsat numai capul? Nu, 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 l-a lăsat. Da, pe pernă. În pat, da. În caz că îl pune sub pernă, că nu știu ce visează. Așa, mă. Hai, ziceți. Fake, nu? Fake. Da, un fake.